Sunt în Piața Victoriei, în fața Guvernului României. Mă așteptam că o să fie euforie, scurgă șampanie, cum s-a întâmplat în ziua când a fost acceptată moțiunea. Dar văd că e ora 9 sau trecut de ora 9, oamenii ăștia ca niciodată nici n-au intonat imnul. Stau răzlețiți, derutați. Nu prea știu ce să facă acum că guvernul PSD nu doar că a fost destituit prin moțiune, dar aș fost înlocuit de alt guvern liberal. Mă întreb ce o să facă, ce o să facem. O să trebuiască să fim atenți ce face guvernul liberal. Să vedem dacă se țin de cuvânt, dacă au de gând să-i scoate din funcții publice pe cei corupți, penali. Cu competențe îndoielnice. Unii spun deja despre guvernul votat azi că nu ar fi cel mai perfect. Dar până la proba contrarie le dăm șanse, cât se dă de obicei. 100 de zile unui guvern. Un bătrânel mai devreme zicea că o să stăm aici până după alegeri, ca să ne convingem că rămâne Iohannis. Dar dacă vine unul încă mai bun decât Iohannis, de fapt ar fi posibil, din 14 candidați cât sunt aici, dacă ar fi posibil cineva să fie bun. În condițiile în care un partid, ca să desemneze un candidat la alegeri, trebuia să adune 200.000 de semnături. Și având în vedere că partidele cu structuri și cu mii de membri de până acum s-au cam compromis pe la guvernare sau chiar și în opoziție, și de la astfel de partide nu prea te așteptai să aibă timirce candidați. Bun, de votați. Acum, probabil se pune problema doar dacă Iohannis trece din primul tur, ceea ce e aproape imposibil, pentru că auzeam că prezența la vot trebuie să fie foarte mare, sau dacă va fi necesar turul 2. Deci, probabil de asta depinde protestul rezist. Dacă va mai rezista încă o săptămână, până pe 10 noiembrie, când va fi primul tur de prezidențiale, sau până pe 24 noiembrie, se pare că e turul 2. Eu am fost, am asistat, am participat la protestele rezist de când a fost mitingul cel mai mare, din 5 februarie 2017, când era aici piața plină și vineam periodic. Nu doar atunci când era piața plină sau când erau mitinguri foarte mari, dar cel mai mult îmi plăcea când era multă lume și când era cu deplasare, cu marș, spre piața universității sau spre guvern sau spre un minister anume. Totuși m-am simțit bine și când eram așa, ca azi, o mână de oameni. Unii filmau, unii transmiteau în direct, alții doar așteptau ora 9 să intoneze imnul. Totuși, uite, azi imnul nu s-a intonat, dar la ora 9 oamenii nici nu scandează, nici nu pleacă. Cum am zis și în titlu, e un fel de derută, de nehotărâre. Chiar să mă apropii de ei să văd ce discutau. În sfârșit s-au făcut roată, sau s-au făcut roată doar ca să-și ia rămas bun de la unei de la alții, se pregătesc pentru alte baricade, pentru alte episoade. Cam asta e. Și moșul strânge drapelul american primul, după aceea drapelul european și ce mai are el, unul roșu acolo. A, nu e doar roșu, e tricolor. Se împrăștie oamenii, dar azi a fost fără scandări, fără vuvuzele și fără imnul la ora 9. Pentru că guvernul s-a schimbat și cam asta a fost pohta ce au pohtit-o. Oamenii și-au dorit să plece guvernul corupt, incompetent, PSD, ALDE și după aceea doar PSD.
probabil o să revin în stradă când o să mai fie pusă în pericol democrația, statul de drept, drepturile fundamentale ale omului. Să vedem dacă noua guvernare o să facă ce a promis. A fost probabil ultima relatare de la protestele Rezist. Eu până la alegeri nu o să mai vin. La alegeri o să merg, o să votez contra tuturor. Dacă nu reușesc să identific până atunci vreun candidat, nu am chef să-l votez pe Iohannis. Dar sunt convins că el va învinge, nu cred că din primul tur, dar pe 24 va rămâne pentru încă un mandat președintele României. Pentru că, na, mai bun ca el, până acum n-au identificat românii și vor trebui să voteze neamțul. Dar voi relata de la alte evenimente, procese de judecată, poate chiar eu voi iniția proteste, pentru că sunt baricade de apărat, mai ales drepturile omului, mai ales dreptul la protest, care e atât de restrâns, chiar prin lege. Legea 60, se pare, din 91, e o lege care miroase a Ceaușescu și a totalitarism. Și au promis toate forțele politice că vor modifica și că vor permite protestele fără complicații, iar în baza legii astea s-au dat o grămadă de amenzi în ultimii 3 ani la protestele Rezist. Chiar eu am luat aici în 8 octombrie 2017 am luat o amendă la proteste Rezist. Între timp instanțele și judecătoria sectorul 1 și Tribunalul București a anulat amenda asta, dar jandarmii au aplicat unora amenzi de mii de lei. Și oamenii își petrec viața acum în instanțele de judecată ca să anuleze acele amenzi. Deci legea asta trebuie modificată și pentru dreptul la protest merită de mai făcut proteste, de mai protestat, poate chiar la Parlament sau poate chiar la sediile partidelor care acum guvernează. Și drepturi care nu sunt foarte populare. Drepturi despre care se vorbește cu jumătate de gură sau nu se vorbește deloc. Eu m-am specializat pe apărarea drepturilor marginale sau a persoanelor marginalizate. Așa că o să mă vedeți la proteste cu mai puțină lume, nu neapărat cu hashtag Rezist, dar în mod sigur o să mă mai vedeți transmițând în direct sau filmând la proteste din București. Mulțumesc pentru curiozitate, pentru fidelitate, pentru like, share și ce mai știți să faceți pe rețelele sociale ca să vă arătați solidaritatea, curajul, participarea.